Atunci când eram dependent de jocuri video, îmi amintesc că puteam să joc o noapte întreagă până dimineața, fără să știu când a trecut timpul. Multe nopți le-am petrecut așa. Cu toate astea, nu-mi dădeam seama de ce sunt obosit a doua zi, de ce mă gândeam mereu la joc, de ce mă enervau prietenii și părinții atunci când vreau ceva de la mine. Și cel mai grav e că nu-mi dădeam seama că eram dependent digital. Apoi a urmat o perioadă în care încercam să aflu de ce eu mă joc online, de ce în general băieții se joacă jocuri, iar fetele stau pe Facebook. Pur și simplu, răspunsul la întrebarea asta era foarte important pentru mine. Curând mi-am dat seama că băieții au nevoie de jocurile video pentru a... Iar fetele pentru... Mai multe despre ele. Dar oare acestea să fie singurele motive? Mai sunt și altele. Sunt Dan Florea, fost dependent de jocuri video și internet și te invit la Click and Scroll, un atelier digital pentru adolescenți, unde vei afla de ce băieții preferă jocurile video, iar fetele Facebook-ul, dar și ce probleme pot apărea în viața reală. Ne vedem acolo!